Salutare tuturor și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi intenționez să prepar soluția de bicarbonat și să stropesc plantele de afară, din grădină. Asta pentru că am avut, după cum bine știm cu toții, o perioadă ploioasă și cu siguranță ploile nu au fost prea curate. Cu siguranță au fost ploi acide, de aceea voi stropi în cursul zilei de astăzi cu soluția de bicarbonat de sodiu. Nu este pentru prima dată când stropesc, am mai folosit-o și în anii trecuți și bineînțeles că o voi folosi și anul acesta. Bicarbonatul de sodiu este folosit în grădină ca fungicid, bactericid și insecticid. Este recomandat să stropim, spre exemplu, cu bicarbonat de sodiu plantele și după aceea să le pudrăm cu cenușă. Eu nu am făcut acest lucru ca și precauție, nu am făcut-o pentru că bicarbonatul de sodiu este alcalin, cenușa este și alcalină și m-am gândit că prea multă soluție alcalină totuși nu știu în ce măsură face bine plantelor. De asemenea, am mai văzut că bicarbonatul de sodiu este folosit împreună cu detergent de vase sau ulei sau săpun de casă, asta pentru a adera soluția pe frunze. Nici în varianta aceasta nu am folosit-o pentru că, ca și precauție, nu știu în ce măsură în timp va face sau nu bine plantelor. Prefer să folosesc bicarbonatul de sodiu simplu, în amestec cu apă, în aceeași cantitate, adică o linguriță de bicarbonat de sodiu la un litru de apă. Eu aici am aproape 5 litri de apă și voi dilua mai întâi ca să-mi fie mie mai ușor să amestec bine și să adaug conținutul ca să fac 5 litri de soluție. Așadar, voi folosi 5 lingurițe, nici prea rase, nici prea pline, deci eu le folosesc cam așa. Una, 2, 3, 4, 5. Tot pentru insecte se recomandă folosirea bicarbonatului de sodiu contra ploșnițelor. Se pare că ploșnițelor nu le priește bicarbonatul de sodiu, fiind alcalin. Dar eu am stropit anul trecut cu bicarbonat de sodiu pentru ploșnițe și vă spun sincer că am mai găsit câteva rătăcite pe acolo. Deci soluția pentru ploșnițe, după părerea mea, cea mai bună ar fi aceea de a le culege și de a le înneca pur și simplu. Trebuie controlat în fiecare zi toate plantele și acolo unde le găsim, atât adulții cât și nimfele, ar trebui adunate manual și înnecate într-o găleată, eventual pus și niște ulei și capacul ca să fim siguri că nu scapă. Cred că e suficient. Apa este călduță și în recipient la fel e apă călduță, s-a încălzit la soare. Bineînțeles că nu voi stropi chiar acum pentru că încă mai este soare. Am făcut această filmare pentru că este lumină și am zis să vedeți ceea ce fac aici mai clar. Voi aștepta până diseară și voi stropi plantele doar plantele de afară, pentru că plantele din seră am de gând să le stropesc tot diseară cu lapte. Au trecut deja mai bine de
10 zile de când am stropit ultima dată cu lapte și intenționez ca diseară să stropesc toate plantele din seră și cele protejate afară, roșiile. Acum voi stropi cu această soluție de bicarbonat doar ce este afară și voi stropi și cartofii voi stropi pentru că mi-e teamă ca nu cumva ploile să fi fost acide și să ardă plantele. Bun. Mai amestec încă o dată, așa, agit un pic recipientul și o să mai aștept ceva timp, după care mai spre seară așa voi stropi totul. Reamintesc ca de fiecare dată, în momentul în care folosiți o soluție, indiferent care ar fi ea, că este făcută în casă, că e cumpărată, cel mai bine este prevenție în loc de combatere, mai bine testăm pe o plantă două, să vedem reacția, pentru că și plantele, la fel ca și oamenii, reacționează în mod diferit la același produs. Ca și precauție să testăm, așteptăm o zi, două ar fi indicat, și în funcție de rezultat, în funcție de reacția plantelor, stropim sau nu mai multe plante. Bun, acestea fiind spuse, dragilor, vă las în continuare să vedeți ce stropesc și cât stropesc. Vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!